Ce faci, bă, Vasile? Uite, Paci, aranjam tufa asta. Lasă-mă tufa, că avem ceva de discutat. Bă, de ce mă superi tu pe mine, mă? Poftim? Bă, e frumos ce ai făcut? Adică? Ce te faci, mă, că nu înțelegi, mă? Bă, ție nu ți-e rușine, mă? Ce, mă? Ce belești, mă, ochii la mine, mă? Bă, mă truc cu tine pe jos, bă, Vasile, mă. Bă, tu te mai uiți din când în când în oglindă? Păi de ce? Să vezi cum arăți, că arăți ca o ruină. Tu nu te uiți, mă, la tine, că atârnă pielea pe tine, ha? Nu vezi ce gușe ai făcut? Bă, Vasile, arăți, zici că ești fratele mai mare al lui Tutankhamon. Și tu te dai la... Bă, bă, ăștia ca tine am avut boală de când eram mic, mă. Bă, Vasile, dacă ești clasa 12, de ce te dai, bă, tu la alea de clasa 10, ha? Păi lasă-ni-le nouă, mă, care suntem colegi de bancă cu ele. Dă-te, mă, la alea din clasă de la tine, mă, că mă încurci și pe mine și pe ele. Ai înțeles, mă? Ha? Sau nu ești destul de bazat să te dai la ele, că se prind că ești pilaf cu carne? Pilaf cu carne? Nu te doare, bă, sufletul, mă, să te apropii cu respirația de moș coclit? Că asta ești, bă, Vasile, un moș coclit, să te apropii de pielea aia catifelată a Gianinei. Poftim? Bă, Vasile, dacă ești șmecher, mă, dă-te, bă, la alea mai mari, mă. De ce nu te dai, bă, tu la alea mai mari, ha? Că acolo e luptă grea, mă, acolo e cu medalie de aur. Să le împărliști pe alea care sunt trecute prin viață, care sunt unse cu toate alifiile. Nu cu astea mici, mă, că dacă ai tu portofelul gros, mergi la sigur. Fii, bă, Răzvan și Dani, da? Când era cu Mihaela Rădulescu, ăla era băiat deștept, mă. Nu ca tine, pistol cu apă. Ca tine și ca Năstase, care dă, o dă în fileu cu gagici care sunt născute când și-a schimbat el la 6-a oară buletinul. Și el e pilaf cu carne? Da, mă, și el e pilaf cu carne. Ia dă-ți, mă, o palmă. Ce să fac? Dă-ți, mă, o palmă. Păi de ce? Uite că așa vreau eu. Pentru ce a fost asta? Că mi-ai lăsat-o gravidă. A, asta era, mă? Nu mă interesează subiectul. Acum mai dă-ți una, mă. Să te intereseze, Vasile. O să mă intereseze. Așa. Și la ce ți-a trebuit, mă, Vasile, un copil la vârsta ta, mă? Nu-ți dai seama că prima ta zi de pensie o să fie prima lui zi de școală? Că o să râdă toți colegii de el că a venit la școală cu tasul mare? Că nimeni nu o să creadă că tu ești tasul. Cum o să joci, mă, tu fotbal cu el? O să stai mai mult în poartă, este? Că așa e cu baston, te miști mai greu. Nu m-am gândit la asta. Păi trebuia să te gândești. Asta e, nu sunt așa deștept ca tine, cap de cretă. Cum mi-ai zis? Aoleu, n-am vrut. Culcat! Drept! Culcat! Drept! Acu' ia mai zi o dată, mă. Ce stai, mă, la garca pe pândou? A? Nu, nimic, nimic, domn primar. Eram în trecere. Să trăiți! Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.